Bună dimineața, domnule Vâlcov. Vă rugăm să ne spuneți cum a fost cu raportul de evaluare. A stat vreodată de vorbă cu miniștrii? Cum ați făcut? În baza ce ați făcut evaluarea? Ați acceptat o funcție într-un nou guvern? Nu puteți să ne spuneți cum ați făcut totuși acea evaluare? Nu. Dar a stat de vorbă cu miniștrii. Este foarte important, pentru că domnul Grindeanu spunea că nu ați stat niciodată de vorbă cu acei miniștri pentru a face evaluare. Nu vă pot spune. Deci a stat sau nu de vorbă? Darius Vâlcov, așadar artizanul moțiunii de cenzură, a ajuns în urmă cu foarte puțin timp la Înalta Curte de Casație și Justiție. Colega mea, Gabriela Mihai, se află și acolo și urmărește evenimentele. Gabi, bună dimineața! Ce urmează astăzi pentru Vâlcov? Bună dimineața, omul cheie, Darius Vâlcov, cel care a făcut și raportul de evaluare al miniștrilor din guvernul Grindeanu, a ajuns aici la Curtea Supremă în urmă cu doar câteva minute. Ați văzut și dumneavoastră, nu a vrut să spună în baza a ce a făcut acel raport de evaluare al miniștrilor. Bună dimineața!